N-aș vrea să caut alibiuri, deci n-am văzut în viața mea, în toată cariera mea, nici când antrenam la divizia C, care astfel de goluri. Deci am întâlnit o echipă mai odihnită decât noi. Prima repriză a ajuns de două ori la noi, în care eu și am primit două goluri. În a doua repriză le-am făcut cadou două goluri. Adică o lovitură liberă din Bigia și scapă singur să ne dea gol. Gol din corner, din fază fixă, marcaj scris pe tablă, om la om, luăm gol. Al doilea gol îl luăm la așa, minge așezată, nimeni nu vine să blocheze zona. Primul gol, minutul 5, Bilel pierde o minge în dreapta. Vrem să jucăm cu călcâiul, pe care primim primul gol, începem practic de la 0 la 1. După care a doua repriză am luat două goluri de cascadorii râsului. Deci n-am văzut în viața mea, în toată cariera mea, nici când antrenam la divizia C.